ajungi pe pământul acesta să mori. Adică să sfârșești zilele pe pământul acesta, indiferent când. Și le sfârșești cu credința în Domnul Iisus Hristos, adică mori în păcat cu Dumnezeu, crezând în El, crezând în Iisus Hristos, spune cuvântul Domnului aici, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Aceasta nu aduce în socoteală faptul că omul acela care a murit se va ridica din moarte și va trăi mai departe. Și aici cuvintele Mântuitorului ne spun în felul acesta. Cine moare, de fapt, moartea aceasta fizică, în păcat cu Domnul, în păcat cu Dumnezeu, cu credința în Iisus, el trăiește mai departe. Adică viața veșnică va fi a lui. Pentru că Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl, nu a numit moarte, moartea fizică, pe care noi o numim moarte. El moartea a numit-o, de fapt, moartea a doua, iazul de foc pe care îl arată cuvântul lui Dumnezeu, care vine în urma judecății la sfârșitul tuturor lucrurilor și unde vor fi aruncați toți cei ce n-au crezut în Mântuitorul nostru Hristos. Moartea a doua. Dar pentru cei ce cred, ei chiar dacă ar fi murit, adică chiar dacă de pe pământul acesta trecem, ne ducem, ei nu mor, ei trăiesc, pentru că Domnul Iisus are aici în vedere, de fapt, viața veșnică. Slăvit să fie numele Domnului! Ce vreau în aceste două versete, în aceste două texte? Amândouă sunt pentru ziua noastră de astăzi. Primul ne vorbește din Ioan 5, la versetul 17, despre faptul că Iisus este Dumnezeu. Nu știu dacă pentru noi este clar lucrul acesta. Și câți dintre noi credem că Iisus este Dumnezeu? Credem lucrul acesta. Amin. Credem lucrul acesta. Acum, dacă credem că Iisus este Dumnezeu, aș vrea să vă spun ceva. Nu știu de ce cel ce a luat această temă ca să o dezbată de duminică ca și astăzi, o ales exact textul acesta din Ioan 17. Iisus este Dumnezeu. Și Ioan 17 ne vorbește despre lucrarea Fiului. Lucrarea Fiului. Ioan 5. Ne vorbește de lucrarea Fiului. Poate am vedea-o de multe ori la așa, ceva normal, o coincidență ceva. Dar, dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Că ceea ce l-au făcut pe Iisus, pe Iisus, și l-au contestat mai mult ca oricând în toată lucrarea Lui, a fost faptul că El a venit pe pământul nostru să lucreze. Diferența dintre Tatăl, dintre Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos a făcut-o tocmai faptul acesta că El a venit pe pământul nostru. Dacă Iisus n-ar fi coborât pe pământul nostru, niciodată n-am fi putut face deosebirea dintre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul. Nu ni s-ar fi revelat niciodată lucrul acesta. Dar fiindcă El a venit pe pământul nostru, ni s-a revelat că El, de fapt, este Fiul lui Dumnezeu sau este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, cum spun unii frați. Și totuși, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că ce ține de lucrarea Lui, totuși, dovedește, argumentează și întărește faptul că El este Dumnezeu. Că El este Dumnezeu, nu? Pe Dumnezeu nu L-a văzut nimeni niciodată. Pe Iisus L-am văzut, da? L-am văzut. L-am văzut pe Iisus născut dintr-o femeie, dintr-o fată, dintr-o fecioară. L-am văzut în activitatea Lui mesianică. Nu? Deci ca să-L putem vedea pe Iisus, El a trebuit neapărat să ia corp uman ca să poată fi vizibil omenirii. Nu L-am văzut niciunul pe Iisus înainte de venirea Lui pe pământ, în slava Lui Dumnezeu. Nu L-am văzut niciun om pe Iisus după plecarea Lui de pe pământ, când s-a întors acasă în cerul lui Dumnezeu. Singurul Ioan, care L-a văzut într-o vedenie dumnezeiască, spune că îl descrie cu o înfățișare și cu o haină și într-o splendoare și într-o slavă și într-o strălucire pe care ochii oamenilor nu pot să o accepte. L-a văzut din nou întronat acasă la Tatăl în cerurile sfinte. Ce vreau, de fapt, să spun cu lucrul acesta?
Lumea în care noi trăim, ați discutat cu fratele Daniel săptămâna aceasta foarte multe și printre altele ne spunea că unul din mari oameni ai României, Pruneanu îl chema, a fost primul astronaut care a plecat în spațiu, în lună, pe lună sau în lună. Român, așa. Și fratele spunea că l-a avut la televiziunea creștină și a stat de vorbă cu el. Mi-a rămas așa cumva în mine afirmația pe care spunea fratele Daniel că a făcut omul acesta. Și l-a spus așa, cel mai mare lucru din istoria omenirii nu a fost faptul că omul a ajuns pe lună, ci cel mai mare lucru din istoria omenirii a fost când Dumnezeu a pus piciorul pe pământ. Când s-a născut Hristos. Faptul că a pus omul piciorul pe lună și a pus acolo steagul american a fost o revoluție a tehnicii și a științei din vremea aceea. Dar oamenii au rămas mai departe în aceleași stări. Fără Dumnezeu, muritori de foame, săraci, bogați, era același lucru. În momentul când Hristos, Dumnezeu, de fapt, a pus piciorul pe pământul nostru, El a schimbat omenirea totală. El a schimbat omenirea totală. A făcut din oameni, fără niciun viitor, fără nicio șansă de viață, a făcut din oameni care n-aveau viitor și n-aveau absolut nimic care să le arate ceva fața lor, a făcut din ei adevărați copii al lui Dumnezeu. A fost Dumnezeu pe pământul nostru. Desigur că este foarte controversată problema aceasta a întrupării Domnului Iisus Hristos, dacă El este într-adevăr Dumnezeu sau nu e Dumnezeu, însă Sfintele Scripturi și Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și aici sunt foarte scurt, pentru că n-avem multe de comentat. Că Iisus Hristos a fost Fiul lui Dumnezeu și prin ascultarea totală de Dumnezeu pe pământul pe care El a umblat, nu? Dacă vă uitați în Ioan capitolul 5, veți vedea lucrurile acestea. El s-a făcut deopotrivă cu Dumnezeu datorită ascultării lui de Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Ioan. Tot ce a făcut și marea problema celor care umblau în jurul lui era asta. De ce spune că e din Dumnezeu? De ce spune că e Fiul lui Dumnezeu? De ce spune că e Dumnezeu? De ce? Și Cuvântul lui Dumnezeu ne arată în Ioan în capitolul 5, la versetul 17, de ce aceste lucruri. Și de asemenea le găsim în toate Evangheliile. Domnul Iisus Hristos a dat dovadă că este Dumnezeu, pentru că nimic din ce a făcut pe pământul nostru, El n-a făcut fără Dumnezeu. Uitați-vă, Sfintele Scripturi, nu-i timp să ne ducem și nici nu are rost, pentru că știm aceste lucruri, nu? Tot ce a făcut datorită și faptului că a văzut, spune El, eu nu fac nimic decât ce am văzut pe Tatăl meu. Eu nu spun nimic decât ceea ce Tatăl meu îmi spune să spun. Eu nu fac nicio minune, nicio lucrare decât ceea ce Tatăl meu îmi dă să fac. Chiar dacă a fost întrupat în trup omenesc, datorită ascultării totale de Tatăl, datorită faptului că în toată activitatea lui de Iisus, de Dumnezeu, l-a pus pe Tatăl deasupra lucrurilor, El în așa măsură s-a contopit cu Tatăl în toată lucrarea și existența Lui, încât noi ca oameni creștini, care citim Sfintele Scripturi și care studiem Sfintele Scripturi, de multe ori ne vine greu să separăm pe Hristos de Dumnezeu și să separăm lucrarea lui Hristos de lucrarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că ei, de fapt, sunt una. Există un verset foarte frumos în Galateni, în capitolul 3, cu versetul 26. Aici ne arată puțin lucrurile invers. Dar așa cum ele sunt scrise aici, exact așa este marele adevăr a Sfintelor Scripturi și punându-le, dacă vrem, într-o altă parte. Căci toți suntem fii ai lui Dumnezeu prin credință în Iisus Hristos. Dă-mi, te rog, versetul din 2 Corinteni 5 cu 19. Se pare că acesta este ceea ce făceam eu referință. 2 Corinteni 5 cu 19 spune cuvântul Domnului în felul următor. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine,
neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Dacă Hristos e Dumnezeu, înseamnă că El este Dumnezeu. Aici Apostolul Pavel ne spune că, de fapt, Hristos, Dumnezeu, era în Hristos. Seamănă de multe ori cu o experiență de-a noastră practică, știți? Dacă luăm un burete și îl băgăm într-un pahar cu apă, da? La un moment dat, buretele acela absorbe toată apa din pahar. Acum se pune problema. Unde este apa? În burete, da. Dar buretele unde este? În apă. Deci nu ne mai putem deosebi de o la altă. Cam așa ceva. Cam așa ceva îl prezintă. De fapt, lucrarea aceasta a Trinității este o lucrare foarte, foarte grea, foarte compactă. Este o lucrare pe care noi, ca oameni pământești, puțin reușim să o deslușim până la capăt. Este o lucrare dumnezeiască. E ceva ce din Dumnezeu. Ce este de luat în considerare în modul cel mai special și ce ne privește pe noi aici, din textul acesta, din Ioan, din capitolul 5? Este că am citit versetul 24, nu? Care spune așa, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Toată această lucrare pe care Dumnezeu ne-o arată cu Iisus Hristos, nu o putem privi dintr-un punct de vedere scoș afară din lumea credinței. Dacă nu acceptăm prin credință lucrurile acestea, vor rămâne în mintea noastră toate separate și toate depărtate unele de altele. De ce? Singurul lucru, singurul atribut, singurul simț, dacă vrem să-l spunem sau dacă îl putem numi așa, este credința prin care noi putem pricepe aceste lucruri, da? Și Apostolul Pavel spune, prin credință pricepem așa, pricepem așa, pricepem așa. Prin credință în numele lui Iisus, astăzi concepem că Dumnezeu ne-a iertat păcatele, că a murit pentru noi pe dealul Golgotei, nu l-am văzut. Credem că a murit pentru noi. Credem că prin credință în El suntem iertați de păcate. Credem că păcatele noastre au fost purtate pe dealul Golgotei. Credem. Noi n-am văzut nimic. Dar fără această credință, noi suntem morți. De aceea, cuvântul Domnului și Apostolul Pavel spune lucrul acesta, că și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Desigur că credința noastră este pusă pe paginile Sfintelor Scripturii. Mărturile și argumentele care lucrează în noi credința le găsim pe paginile Sfintelor Scripturii. Mi-aduc aminte când eram copil mic, așa ca copiii cei mici de la grupe, de 4-5 ani, pe vremea noastră erau bazmele de Petre Ispirescu, cu făt frumos, cu cu tinerețe fără bătrânețe, și atunci credeam așa, că ne citea învățătoarea sau educatoarea bazmenale și chiar credeam că există Harapal, că există o țară unde nu mor niciodată și noi care ne temeam de moarte atunci am fi vrut să mergem să căutăm țara aceea, să nu mai murim niciodată. De ce? Pentru că fiind îndoctrinați, învățând aceste lucruri, aducându-se în față, noi putem primi credința în lucrurile care le-am văzut. Putem primi această credință. Credința vine în urma, spune cuvântul, de la ce? Auzirii. Auzind. De aceea vă predicăm toată duminica aici. De aceea cântările noastre, de aceea tot ce facem aici vorbește de Dumnezeu și de lucrările Dumnezeu. De ce? Pentru că auzând mereu aceste lucruri, în inimile noastre credința aceasta ia formă, ia amploare, nu? Am avut vineri seara aici pe fratele din Spania, nu? Și la noi nu am văzut mari lucruri. Dar a fost un an duminică seara, la Gleisdor, spunea un frate, zice, am văzut că aici n-am văzut în viața mea. Dumnezeu a făcut niște lucruri măreți. Nu în timpul slujirii, după ce aproape biserica se ridica și a plecat de acasă, a fost câțiva care l-au vrut să plece de acolo, să rămână să se roage pentru boalele lor, nu? Și la un moment dat s-a rugat pentru o fetiță. De vreo 12-13 ani, care avea probleme cu picioarele. Avea un picior mai mare și unul mai mic, spunea cumnatul Iovu. Zice, era de râs. A întrebat-o, frate, de cât vrei să-ți rămână în mărimea pantofi? 37 sau 38? Și au zis 38, că 38 e pantofi. Și s-a întâmplat așa. Glorie Domnului! Mă înțelegeți? Glorie Domnului!
Coca soția lui Iov avea picior plat, asta știu de când am cunoscut-o, soția știe. Adică n-avea scobitura aceasta aici. Și spuneam, m-am pus pe scaun, am întins picioarele, a pus fratele, mi-a luat picioarele mâini și s-a rugat pentru mine. Și am văzut cu ochii mei cum se face adâncitura aceea în picior. Și am venit acasă și nu mi-și mai pun pantofi. Trebuie să-i cumpăr alții. Nu? Totul în credință. Desigur că cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile acestea ale credinței, văzându-le cu ochii, acționează asupra noastră și ne determină să credem ceea ce vedem. Dar știți, Domnul Iisus i-a spus lui Toma odată, ferice de cine n-a văzut și a crezut. Deci este într-adevăr, nu minunile trebuie să ne ajute pe noi să credem. Și trebuie să vedem ceea ce Dumnezeu vrea în toate lucrurile. Credința joacă rolul cel mai important aici, să știți. În a putea pricepe pe Iisus ca fiind Dumnezeu. Fără credință nu se poate. Nu se poate. Fără credință, lumea este inexplicită la acest lucru. Nu există în universul nostru niciun lucru care să întruchipeze această Trinitate perfectă. Hristos, Dumnezeu, una în esență, una în tot ce există. Și Duhul Sfânt. Nu există! Nu, mintea noastră nu poate! Nu poate! E așa de... Nu poate! Nu poate să priceapă asta. Dar prin credință pricepem lucrurile acestea. Că Dumnezeu era Hristos, Hristos era Dumnezeu, noi eram împreună în Hristos cu Dumnezeu, împăcând lumea cu tot acolo, da? Asta este marea realitate. Și în Ioan, în capitolul 11, versetul 25, ne spune, de fapt, tema era că Iisus este viața. Da? Iisus este viața. De fapt, și capitolul 5 ne vorbește despre asta, că și Dumnezeu este autorul vieții. El este Cel ce dă viață. Dar a dat puterea aceasta, spune Ioan, în capitolul 5, și cui? Fiului. Ca să dea viață cui vrea. Și dacă și Fiul are și este Cel care are puterea de a da viață. El a spus la un moment dat, mie nu mi se ia viața, vă parafrazez să înțelegeți. Mie nu mi-a nimeni viață. Nu mi-o ia nimeni. O dau eu. Eu o dau. Și cum o dau? De bună voie. Pe mine nimeni nu mă poate forța ca să facă ceva cu mine să-mi ia viața, nu? Dar eu de bună voie o dau, pentru că acesta este ceea ce de fapt trebuie să fac eu ca să se poată realiza ceea ce în planul lui Dumnezeu de fapt era. El și-a dat viața și și-a luat-o înapoi. De aceea este El Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că Eu sunt învierea și viața. Nu? Și atunci când a stat de vorbă cu cele două surori, a zis, a, dacă era aici, Doamne, n-ar fi murit fratele. Și a zis, da, dar fratele tău va... Și a zis, știu că va învia. Dar când? În ziua de apoi. De ce? Pentru că nu era nimeni pe pământ până atunci ca să poată aduce un mort înapoi în viață. Și a zis, da, atunci când va veni vremea aceea, noi credem că atunci când va veni ziua de apoi, toți morți vor învia. Și Iisus a spus, nu așa! Ma, nu! Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, astăzi poate primi. Deci ce ne spune cuvântul Domnului? Credința are puterea și capacitatea de a aduce lucrurile în existență care nu există și care nu se pot concepe cu mintea umană, nu? Pot să fie aduse în existență. După 4 zile mort Lazar, Domnul s-a apropiat de mormânt și a zis, surorile, Doamne, mor de zile, pe 4 zile, miroase greu, acolo temperaturile sunt mari, miroase greu. Spunea cineva și am gândit la lucrul acesta așa, că dacă Hristos ar fi strigat numai, vino afară, spunea cineva și am găsit o foarte dreaptă lucrarea aceasta, spune, toți morți din morminte ar fi ieșit afară atunci. De aceea Hristos l-a strigat pe nume, Lazare, ieși afară, vino afară. Dacă el n-ar fi rostit numele lui Lazar, toți morți din morminte ar fi ieșit afară atunci. De ce? Pentru că El este viață. Amin. El este viață, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și dacă vrea, dacă tu și dacă eu stau în mâna lui Dumnezeu, nimeni n-are putere să-ți apropie de viața ta. Nimeni. N-are putere.
Singurul lucru e important, să nu ieșim din mâna Domnului, să nu ieșim de sub mâna lui Dumnezeu, că atunci ne expunem puterilor care vin în contrar cu voia lui Dumnezeu în viața noastră. Și lucrul acesta, în versetul 26 și 27, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și a zis Maria, crezi lucrul ăsta, Marta? Și a zis, cred, Doamne, eu spus ea. Da, Doamne, a zis ea, cred că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui care trebuia să vină. Cine crede în mine, a spus Domnul, nu va muri niciodată. E greu de spus lucrul acesta, așa? Dar Domnul aici nu s-a referit la moartea fizică, pe care toți oamenii trebuie să o guște, cu excepția celor care vor fi aici când Domnul va veni să înjăpească biserica. Nu la asta s-a referit. S-a referit la despărțirea totală de Dumnezeu, adică a despărțit pentru veșnicie, înaintea lui Dumnezeu și în ochii lui Hristos, viața aceasta pe pământ, de multe ori nici nu o abordau. Pentru că viața aceasta nu este totul. Asta este o perioadă, este un lucru pentru Dumnezeu nesemnificativ. Pentru El important este ca noi să nu fim despărțiți de El pentru veșnicie, nu pentru 60-70 de ani sau mai puține aici. Dar toate aceste lucruri, dragii mei, nu le putem pricepe decât prin credință. Nouă Dumnezeu nu ne-a dat decât harul acesta de a crește noi credința prin cuvântul Lui și de a înțelege aceste lucruri mărețe pe care El le-a făcut prin credință. Numai așa putem. Așa putem înțelege că El e viața, da? Și când înțelegem lucrurile acestea, ne dăm seama, auzim ceea ce Dumnezeu lucrează pe fapt. Auzim felul în care Dumnezeu lucrează. Auzim lucruri pe care Dumnezeu le face în modul cel mai măreț. Și putem crede prin aceasta că El este viața. Spui viața în mâna Lui, Domnul îți va purta de grijă. Ești bolnav și te rogi Domnului, Domnul poate să-ți dea viață. Totul depinde de El. Totul depinde de El, pentru că El are în mâna Lui acest lucru. Credința este pentru noi. Vă aduceți aminte de cuvintele Sfintelor Scripturii care le vorbește Ioan și spune el, dar tuturor celor ce cred, nu? Ce a zis? Le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui. Dar tuturor celor ce cred, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui, adică frați cu Hristos, El fiind primul născut dintre cei mai mulți frați, primul înviat dintre cei mai mulți frați, ne-a dat dreptul să ne facem copii ai Lui prin credință. Prin credință. Putem, în această stare, ca prin credință și ascultare de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu, să ne facem frați cu Domnul Iisus Hristos. Nu a spus că sunt. Le-a dat dreptul ce să facă? Să se facă. Aceasta înseamnă că există un proces care trebuie început și de a ajunge la acea statură a Domnului Iisus Hristos. El este Fiul lui Dumnezeu, da? Dar este Dumnezeu. El a fost primul prototip creat de Dumnezeu după căderea în păcat a omului. Iisus Hristos întrupat ca să ducă, de fapt, în slavă mai mulți de asemenea oameni ca El. Poate Lețon are un cuvânt aici și spune Dumnezeu l-a dat pe El ca prototip, ca exemplu. Ca așa ca El, Dumnezeu să facă o altă generație de oameni care să fie împreună cu Dumnezeu pentru veșnicie. Adică să ne seroxeze Dumnezeu în așa fel să ne facă toți copii al lui Hristos. Toți ca și copii al lui Hristos. În împărăția Lui să fim Hristoși. Să fim Dumnezei. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să ne dea harul acesta ca credința noastră, așa cum spune Apostolul Pavel la un moment dat, aud despre voi că credința voastră merge cum? Crescând. În fiecare zi. Dumnezeu să ne dea harul acesta să creștem în credință. Amin. Pentru că credința aceasta este aceea care ne apropie, ne pune într-o stare după voia lui Dumnezeu și ne determină să credem lucrările mărețe ale lui Dumnezeu pe care El le face. Să credem lucrările mărețe ale lui Dumnezeu pe care le face. Nu le face în graț. Știe Domnul de ce nu le face în graț. Le face în altă parte. Și știe de ce face așa. Dar cert este că Dumnezeu, prin credință și astăzi, face lucruri mărețe. Slăviți să fie numele Lui. Vreau să ne ridicăm în picioare și